Videoclipul de astăzi o să fie unul mai special. Am invitat pe cineva la noi. Am fost atât de încântată când am aflat că a acceptat invitația mea. Țupeam pe aici prin casă de bucurie. Este vorba de domn profesor Ioan Haplea. Dânsul a fost profesorul nostru la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima. El predă folclor și foarte mulți studenți, dacă nu toți studenții, îl îndrăgesc și cred că mulți o să se bucure când vor vedea acest videoclip, că poate să revadă și să retrăiască stările alea de la orele de folclor. Dânsul transmite așa o căldură prin cum vorbește și de fiecare dată când ieșeam de la cursurile lui, aveam o poftă să fiu un om mai bun și mă puneam pe gânduri și meditam asupra mea, asupra existenței mele, asupra viața, asupra... e ca și un bunic. Mi-aș fi dorit enorm de mult să fie bunicul meu. Vorbește foarte frumos, domn profesor, și sunt onorată că a venit la noi acasă. Am stat așa într-o după masă, am pregătit și ceva bun de mâncare, i-a cunoscut pe copila și am petrecut un timp foarte fain împreună. Desigur că momentele și mai faine au fost în fața camerei. Dânsul a avut emoții când am pornit camera, dar sper din suflet să reușesc să îți arăt sau să ți-l arăt prin ochii mei, așa cum l-am văzut eu la facultate, pe când eram studentă. Așa că te invit să te așezi undeva confortabil. Să-ți iei o cană cu ceva fierbinte și să savurezi următoarele câteva zeci de minute. O conversație, n-am structurat în niciun fel videoclipul, este o conversație liberă. O conversație liberă și îți urez vizionare plăcută. Nu o să mai fac niciun outro, așa că te salut de pe acum și te las cu domn profesor. Pa, pa! Mie nu știu de ce mi-a pus Samuel părinții mei. Știi cum evreiește se spune Shmuel? Da? Așa zic numele. Shmuel și înseamnă Dumnezeu ascultă. De la Shema, Shma, asta e rugăciunea pe care eu o spun. Shma Israel, Elohim Ehad, ascultă Israel, Dumnezeu este unul. Și Ehad se scrie mai mare, știi asta, știi? În Biblia ebraică, Ehad se scrie așa. A, H, D. Și ăsta e scris mai mare decât restul literelor. Așa? Că zice, ia seama la citire, că dacă ăsta îi scris puțin altfel sau îl citești altfel, uite, care e diferența dintre ăsta și ăsta? Că ăsta are colț și ăsta e rotund aici. Și ăsta este Ehad, ăsta se citește Aher și înseamnă altul. Deci în loc de atenție Israele, Dumnezeu este unul, spui atenție Israele, Dumnezeu este altul. Wow! Te trec fiori. Și diferența e nesemnificativă, adică semantic e uriașă, grafic e aproape, da, ăsta e Dalet, E-H-D, și ăsta e R, Reș, Aher, și înseamnă altul. No, și de-aia îl scriu mai mare, că nu cumva să greșească. Și asta e ultima rugăciune pe care o spune un evreu înainte de a muri. Ascultă Israelul, Dumnezeu e unul. Și zicem, noi zicem, las că am ascultat destul acum, ce să mai ascult și cum. Și ei ultima rugăciune, cum de fapt asta e rugăciunea cotidiană, cred că se spune de 3 ori pe zi. Shema Israel, Elohim Ehad. De aia ți-am zis că nu pot să spun Sami, că e prea important. Și de acolo vine Shmuel, El, Elohim. Shmuel, sunt mult, Natanael și Samuel și alte, sunt multe care se încheie cu El, care sunt două litere din unul din numele lui Dumnezeu, Elohim. Că sunt multe nume și cum. La Acasia, Aurora,
Nu, Casia, da. Ea s-a născut într-o dată, palindrom. Perfect. Da? 0202-2020. Cred că nu știu dacă nu mi-ai spus. Și mi-ar fi plăcut dacă era băiat să-i zic Nathan. Tot palindrom. Aha. Era așa. Mi-ar fi plăcut mie. Îți faine astea cu palindromuri, astea și ceva. Da, de la dumneavoastră le-am găsit. Da? Era o pasăre răpitoare. Așa, și de la coadă era același lucru. Așa. Cel mai izbutit dintre palindromele astea este ăla care s-a găsit, de fapt era un semn gnostic al creștinilor primordiali, care spunea Sator Arepo, știi, așa? Mi-a zis odată. Sator Arepo tenet opera rota, semănătorul Arepo ține lucrarea rotarului. Și dacă scrie așa, Sator Arepo tenet, ăsta e chiar de neegalat. Opera rotas. Și Sator Arepo tenet opera rotas, și Sator Arepo tenet opera rotas, și Sator Arepo tenet opera rotas. Și pe fiecare latură este o cruce înconjurată de alfa și omega. No, și ăsta era pandantit ce purta la piept și era... Asta mai merita purtarea la piept. Da. Wow! Ne-ați mai zis odată de... Da, am zis, da. Am zis. Apropo de că la folclor sunt multe chestii de astea, da? Sol, la, si, sol, sol, la, si, sol, la, sol, si, la, la, sol, sau, știi, date peste cap, așa. Și făceam cu voi, nu știu dacă cu voi am făcut, că propuneam eu sol, la, si, la, sol, și voi ziceați de la coadă. La, si, la, sol, după aia zicem sol, la, si, sol, re, re, sol, si, la, sol, la, sol, la, si, sol, re, mi, re, re, mi, re, sol, si, la, sol, și de aici se încurca. Sol, la, si, sol, re, mi, re, do, si, sol, la, și nu se mai curca. Da. Folclorul funcționează numai cu astea care merg în cap, nu? Că dacă zice sol, la, si, sol, re, mi, re, re, mi, re, sol, si, la, sol, parcă nu trebuie să știi note, că ăsta și să-ți separă că lucrurile date, adică citate de la coadă. Și când trece peste asta numai, nu salvează numai hârtia. Cancricans și temedele date cu Arta Fugii și așa. Acolo, iarăși. Ce cu tot cu hârtia e? Nu știu cum a reușit. Hârtia. Ca prelungire a incapacității noastre, nu? Capacitatea noastră merge până la un loc și după aia nu mai funcționează. Și la folclor, ce trece de asta, nu încape. Numai asta. Și ne-ați spus legat de Crăciun la un moment dat că cetele de colindători aveau un rol. Că venea un cete și ceata aia trebuia să înceapă până nu termina cealaltă. Mm-hmm. Asta e foarte frumos. Lingvistic se leagă foarte frumos pentru că trebuiau să asigure o etanșeitate. Țăranii spun dacă între strofa primei cete și celei de-a doua rămâne o pauză, cel rău intră pe acolo. Și îi spun, cântarea trebuie să dea ocol, o grăzie și să protejeze acustic toată agonisia la de un an. Deci își punea lucrurile la adăpostul unei cântări. Asta e o lume mistică. Așa, și atunci, înainte ca una să termine cealaltă, țăranii, sunt țărani care îmi spuneau, erau numai doi și ziceam, cântați-mă o colindă și au zis, nu o putem duce. Nu o putem duce înseamnă că nu putem asigura etanșeizarea. Uh-huh. Da. Și la sfârșit, cele două cete cântau deodată, se auzea de două ori mai tare și înseamnă că s-au încheiat și trebuiau să vină darurile. Sau... Dar frumusețea e lingvistică. Frumusețea e lingvistică pentru că oamenii din vechime, ăștia țăranii, ăștia așa, făceau oale din lut pe care le ardeau, poate că știi povestea asta, le ardeau în cuptor și unele dintre ele se crăpau din cauza temperaturii. Și atunci olarii șireți acopereau crăpătura cu ceară, care avea cam aceeași culoare cu teracota, nu era cam maronii, așa, și le vindeau în târg drept vase bune. Și acasă constatai că de fapt ai fost păcălit. Iar olarii cinstiți spuneau, veniți și luați oale de la mine pentru că ele sunt sine cera,
adică fără ceară. Sinecera odată în limba română, sincer. Adică cântarea asta trebuie să fie sinceră. Adică fără sinecera, să nu pui ceară aici și să zici că ai obturat și cum, și de fapt vasul-i spart. Nu? El trebuie să fie sincer. Așa. Da. Tot felul de resuri din astea legate și acoperite cu, de fapt, astea sunt mezrituri de pasaj și atunci când apar strâmtorări, momente de viață, cum adolescența, căsătoria, mersul în armată și astea așa, erau ramforsate cu ritualuri acustice, ca să le întărească. Ați făcut armată? Am făcut. Am făcut 6 luni la Lipova, da. La Lipova? Da. Și cum a fost? Așa, un exercițiu tare ciudat, când te uiți în urmă, îi vezi într-un fel inutilitatea, pe de altă parte, în limba română spune, ăsta este un tânăr cătănit. Cătănit înseamnă că a trecut prin rigorile unui sistem obtuz, dar care îl făceau să nu reacționeze la tot felul de impedimente, nu, care vin din... Și atunci, după ce veneai din armată, erai îmblânzit, erai domesticit. Am constatat asta pe pielea mea. Da? Și am avut un prieten care era asistent la filozofie, la Timișoara, și care... Adică aveam voie în dulapul pe care îl aveam să ținem o singură carte. Și la o inspecție ne întreba ce carte avem în dulap, și el a zis, eu am roșu și negru. Și comandantul a zis, o singură carte, am zis. Deci cam asta e armata. Da, nu știa că e de Stendhal. Dar au fost spre șansa noastră 6 luni numai, se numea termen redus și a fost după facultate, deci nu putea să-ți condiționeze diploma sau cariera în urma unei purtări reverențioase sau, mă rog, ce se putea întâmpla acolo. Rebeliune. Am avut o, da, asta chiar merită, de Crăciun eram vecin de pat cu un coleg pe care îl chema Micu, care acum e la corul din Amsterdam. Corul, într-un cor din Amsterdam cântă, după ce a fost aici la operă. Și Micu cânta cu taragotul și avea un taragot la el și eu aveam o chitară și ne-am apucat de colindat în seara de Crăciun. Și pe urmă ne-au chemat și alții din Alșico și până la urmă ne-am dus prin toate dormitoarele, se aprindeau lumini și artificii și noi colindam. A doua zi ne-au chemat contrainformatorul. A zis, din ce unghi previți dumneavoastră armata română? Și așa și voi. Până la urmă ne-au amenințat că ne trimite la batalionul disciplinar și, într-adevăr, m-au chemat la Marele Stat Major și acolo mi s-a analizat comportamentul și așa, într-un acces de furie, într-un fel așa, am zis, dacă dumneavoastră credeți că un viitor ofițer al Armatei Române care colindă e mai puțin patriot decât unul care nu colindă, atunci trimiteți-mă la Topraisar. Și am dat cu pumnul un întrerupător și am plecat și am trântit ușa și era Marele Stat Major acolo, de care nu a mai pomenit nimeni niciodată. E drept că nici n-a mai fost avansat după aia. Dar... Asta era o treabă ideologică, dacă ai colindat în armată, era ceva grav, semna că nu ești ce trebuie să fii. Serios? Da. Ce an a fost asta? În ce? A fost în 74. Da. Da. Așa e. Deci... Cam nu am putut să scoată colinda din Și batalionul disciplinar în caz de război era primul. Da, batalionul disciplinar nu te termina fizic, te termina psihic. Că am întrebat, când ne-au spus că ne duce la batalion disciplinar, că ce urmează să facem acolo? Și au zis, ce? Unii încarcă un camion cu nisip pe partea asta și voi îl goliți pe partea elaltă.
Și alte lucruri din astea care te... Nu. Vremuri încurcate. Acum și mai încurcate. Și mai încurcate. Așa e. Cum vă simțiți în fața camerei? Nu foarte... Imaginați-vă că e o clasă de studenți. Da. Știți, țăranii aveau temeri. La început, când s-au făcut culegeri, când Bartok a venit cu fonograful, asta acum 110 ani, nu? Așa, aveau temeri să cânte, că îi se temeau că le rămâne glasul acolo. Ce? Da. Și spune, băgau capul într-adevăr în pâlnii aia, toți cântă mai repede decât s-ar fi cuvenit ca să scape de asta. Și, da. Și când a fost în sudul Transilvaniei, pe acolo, o zis că un țăran a zis, acum dracu nu mai vine pe creasta boscadăului, că l-a adus domnii pe petea. Petea înseamnă panglică. Și înregistrarea mai târziu era pe bandă și țăranii credeau că acolo e diavolul. Că înainte ei ziceau că pe stânca boscadăului, adică pe dealul ăla, acolo era vorba că pe acolo vine diavolul noaptea, știi? Și acum nu mai vine pe acolo, că l-aduc domnii pe petea. Vine în casă cu magnetofonul. Și aveau teamă și de asta cu înregistrarea. Și am înregistrări, am vreo 600 de cântece înregistrările lui Bartok acasă. Pe una din ele spune, de obicei la sfârșit Bartok îi lăsa pe unii să spună numele. Și am zis, asta eu, Ilie, nu știu ce, din Someșul Mare. Sau, și se aude și rămâne așa, știi? Și atunci Bartok spune, nu mai știu o cântare și cum. Și așa îi prindea să mai... Că la sfârșit iară te las să mai spui ceva și că... Ce tare! Noi încă nu știm ce înseamnă asta, că oamenii se exersau, adică își exersau duplicitatea sau într-o oglindă, sau un râu, sau într-un lac. Dar să se audă, jocul ăsta îl făceau numai cu ecoul. Era, eu știu că eram copii, era fascinant. Găseam câte un colț din ăla lângă pădure, hei, după aia ziceam prostii și pădurea spunea înapoi, și, știi? Era fascinant asta și să auzi, să-ți auzi glasul, era ceva absolut, da. Și toate lumea spune că marcările de tempo ale lui Bartok sunt prea mari, că avea un metronom de necalibrat, dar Bartok spune, nu e asta, țăranii cântau mai repede. Ca să scape, să... Da. Dar de unde pasiunea asta pentru evrei și ebraică? Odată când am fost copil, aveam, cred că, 9 evrei în clasă. 9 evrei? Da. Alba era unul din orașele privilegiate din punctul ăsta de vedere, că ei n-aveau voie să se așeze în evul mediu în orașe, numai la sate. Și Alba era unul din orașele libere din punctul ăsta de vedere și erau două sinagogi mari, una sefardă și una așchenază. Și cum zic, și când veneam noi la școală, de la 8, tabla era plină cu semne din care nu înțelegeam nimic. Și ăștia erau altceva decât noi, copiii evrei, altceva. Și pe urmă, după ce am venit aici la Cluj, i-am zis la Ionuț, uite ce fain e asta, și el a zis, pune mâna și învață. Că am zis, nu, că... O zis, o să meargă și cum... Acum sunt 10 ani de când mă ocup, am învățat atâta, dar dacă aș lua viața de la capăt, n-aș face altceva. Serios? Da, e incredibil. Orice idee tulbure pe care o am în cap și nu înțeleg și ăsta așa, deschizi scriptura ebraică și dintr-o dată nu numai că se face alb negru, se colorează tot. Ce tare. Da, e ceva incredibil. Nu-i limbă, e altceva. Cuvântul, așa, e altceva. Și marele avantaj al acestei limbi este că sunt 22 de consoane, n-au vocale deloc. Ei spun, vocalele conduc lumea. Adică dacă scrie GD, pot să spun GAD sau GEDI sau, nu, pot să-l vocalizez oricum. Și scriptura n-are numai consoane.
Atunci eu când pun vocalele acolo, sunt împreună lucrător cu Dumnezeu la, nu? La semnificațiile și ei spun orice vocale ai pune, tot lucrarea lui Dumnezeu este. Și pentru că n-au cifre, nu? Asta mai știți de la cursuri, cred că îi spuneam. Evrei n-au cifre. Cifrele pe care le folosim sunt arabe sau romane. Și atunci evreii, în Biblia evreiască, dacă te uiți, este capitolul 1, ăsta se scrie Alef, capitolul 1. Capitolul 2, Beit. Capitolul 3, Gimel. Capitolul 3, Dalet, ăla pe care l-am văzut. Și așa mai departe. Merge până la Iod, cel mai mic, care are valoarea 10, după aceea începe 20, 30, 4, până la 100, Kof are valoarea 100, și ultima literă, care este Tav, care are valoarea 400. Și cu asta basta. Și atunci, orice cuvânt are o semnificație, dar are și o greutate numerică. De exemplu, dacă zic Ab, pun prima și a doua, asta înseamnă tată. Și are valoarea 3. Nu întâmplător. Tatăl care are valoarea 3. Adică Trinitatea creștină sau cum. Eu mă opresc la interpretări că nu sunt teolog de anvergură. Dar sunt nenumărate. Golah, de exemplu, Golah, înseamnă risipire, împrăștiere. Dacă în cuvântul ăsta pui la mijloc pe Alef, adică cel care are valoarea 1, este Geula și înseamnă adunare. Adică pui pe Dumnezeu în mijloc. Pentru că un psalm spune, noi suntem fiii lui Alef, adică a unui, al unu. Asta este ceva tare mistic, nu? Litera asta. Și cea mai mare diferență matematică din lume este 1. Este Alef sau nu este Alef? Da. Și gematria asta spune Sefer înseamnă carte, Shem înseamnă nume. Asta înseamnă că în fiecare carte găsești numele celui care a scris-o. Și ei spun la început textul ebraic, textul Scripturii, a fost consoană lângă consoană. Și Ezra și Neemia când au venit înapoi, au separat cuvintele, așa, și-au făcut și-au pus semne vocalice așa, în așa fel încât lucrurile să fie, să aibă coerență și așa, și spune învățat de dimineața până seara poporul. Și lumea scotea așa urlete că nu știai că-s plânsete sau că-s astea de bucurie. Da. Da. Deci asta, aplecarea pe lucrurile astea nu există în lume ceva mai, numai practic, viața, nu? Până la urmă, că așa s-au ocupat de mult cu astea, că au zis, tu cine ești? Și au zis, eu sunt cuvântul. A, nu, cuvântul e aici, cu noi. A, nu, eu sunt cuvântul, nu. Până acolo merge asta. Dincolo de asta nu mai merge. Spune, un verbum caro factum est, și cuvântul s-a făcut carne. Caro. Sarx. No, asta la cei care se ocupă cu cuvântul lui Dumnezeu și ei au oameni care statul îi plătește, nu fac nimic altceva. Au salari și ieșiva, dimineața merge și... Serio? La evrei? La evrei. Da. Ne-ați povestit de tipul ăla care a fost așa o apariție. Ceva rabin, nu cred că era chiar rabin, dar foarte deștept, care apărea la conferințe și... Ah, da, e un personaj care era văzut în același timp în mai multe locuri și era cum era... Mordechai Rosenblum îl chema, era lituanian și lumea îi spunea Șoșanii și știa Talmudul pe de rost, 17 volume. Pe de rost. Șoșanii. Și evreii spun, sunt 40 de feluri de a muri. Cel mai ușor e ca atunci când iei un pai din lapte. Cel mai greu e ca atunci când vrei să iei un ciuline din blana unei oi. Un scai. Da, un scai, da. Și spune, Rosenblum a plecat în America de Sud și acolo era sub un pom
Și ei zic, în seara, vineri seara, când vine șabatul, atunci ai timpul cel mai propice de a pleca. Și spune că era cu tinerii acolo și le explica ceva din Tora, cu cartea Iov și așa, și o pus capul pe umărul unei fete care era lângă el și asta a fost. Wow. Așa spune, da. Că se mută de la viață la viață. Șoșani. Și a zis că este ceva carte. Este. Despre... două volume ale lui Elie Wiesel, care volumul întâi se numește Toate râurile se varsă în mare și volumul 2 Și marea nu se umple. Asta e dintr-un psalm. Da? Da. Toate râurile se varsă în mare și marea nu se umple. Și e un fel de autobiografie a lui Elie Wiesel. L-am cunoscut. Și pe socolul Statuii Libertății îi trecut numele lui Elie Wiesel. Da? Da. Dumneavoastră l-ați cunoscut? L-am cunoscut pe Elie Wiesel. Ah, că i-am întrebat că Elie Wiesel l-a cunoscut pe Șoșani. Ah, da, și a fost mentorul sau cum... Aha, da, lui. Că el și cu încă unul au mers la el și au zis, ăla s-a înspăimântat de Șoșani și au zis că nu putea să stea în prezența lui și cum... Și el l-a luat drept guru, Marlenic. Aha. Era uimitor asta acum. Dacă citești numai paginile astea, probabil că este literatură mai multă despre Șoșani, știi? Eu n-am apucat altceva așa, dar un personaj cu totul așa, nu de pe pământ. Mm-hmm. Mordehai Rosenblum, ăsta era. Acolo au fost centre evreiești foarte puternice, știi, la Marea Baltică, acolo în Lituania, Letonia și astea. Da? Da, evrei, foarte mulți, foarte mulți și și-au pus amprenta. Dar cred că percepția asta curentă despre evrei e un pic distorsionată. Așa e, așa e. Sunt și motive, adică or făcut și multe probleme, nu se poate și la vremurile din urmă așa o să fie. Deci or să facă niște lucruri severe și lumea sare pe ei, așa spune, nu? O să sară toată lumea pe ei și atunci în valea lui Iosafat, nu? Acolo o să fie. Spune că asta mi-a plăcut Napoleon când a făcut campania din Egipt. Acolo în Palestina s-a uitat la valea lui Iosafat, care e așa lungă și asta așa, și știi cum stătea Napoleon cu mâna aici la... Și a zis, iată un loc foarte potrivit pentru o bătălie finală. Deci, da, și o să fie, sare lumea pe ei și or să... O să strige la Dumnezeu atunci, după ajutor. Deci îi într-adevăr percepție greșită, unii exaltează și așa, alții laudă ce nu trebuie, alții, dar dacă te uiți la cei care chiar spun lucrurile curate și adevărate, așa te vezi că din altă lume, parcă. Și școala la ei arată altfel și... Zice, întâi unde ajung acolo, întâi fac o sinagogă, după aia fac o școală și după aia mai fac și magazin. Ați fost în Israel? N-am fost. M-a chemat Cornel Groza, s-a dus cu Damnațiunea lui Faust și a zis, vrei să vezi Israelul? Fii la repetiții. Și cum mi-am luat notele, am învățat tot ce era de cântat acolo și m-am dus la repetiții și pe urmă m-am gândit cum să mă duc în Israel cu Damnațiunea lui Faust, care e damnată, Ion. Și l-am întrebat pe Ionuț și Ionuț a zis, mi-am dorit foarte mult o lunetă. Pe vremea aia făcea o pasiune din astronomie, da.
Și au găsit pe cineva care vine cu atlasib, așa, și care putea să-mi aducă, am găsit o lunetă la cineva, numai că trebuia băgată de desubt, dosită cumva, să, și mi-o aducea. Și pe bani acceptabil. Și după aia au zis, m-am gândit, cum să mă uit la cerul lui Dumnezeu cu o unealtă adusă pe sub mână. Și au zis, i-am spus că nu, să nu mai aducă. Și atunci și eu m-am gândit, cum să te duci acolo cu o lucrare... Și nu m-am dus. Mi-a părut rău, dar nu, mi-am spus la Cornel că nu mă duc. Aș fi dorit, aș fi dorit, da. Nu, nu, oricând și oricum și nu, trebuie. Trebuie să mergeți. Hmm? Dacă ajung profesor universitar, vă duc. Da, atunci o frumoasă parabolă iudaică, din care avem atrage unele concluzii esențiale din finalul ei. În general, parabolele astea ebraice relatează cazuri care se referă la exersarea matematic, se spune exersarea la limită. Adică nu problemele miezului sunt probleme adevărate sau complicate. Problemele, cursul de etică de la medicină acum 10 ani era atât și acum e atât, și cursul de etică se referă la problemele începutului și ale sfârșitului, adică la aducerea pe lume și la plecarea din lume, cu toate tehnicile medicale care vin acum, cu eutanasie, cu dreptul la viață, cu toate complicațiile astea, dar etica medicală, etica vieții, este o etică care se exersează la capete și nu la mijloc. La mijloc suntem bine, puternici, combativi și nu ne punem atâtea probleme metafizice. Ori problema și rezolvarea dintr-o parabolă evrească exersează tocmai problema de la capete. Și se spune că un rabin bătrân și înțelept se întâlnește cu un tânăr enoriaș pe care îl întreabă ce ai de gând să faci. Și tânărul spune, vreau să mă duc la facultate. Acum sunt în clasa 12-a și ce facultate? La facultatea de științe economice. Și pe urmă ce ai de gând să faci? Ei, pe urmă am de gând să termin facultatea și să obțin un post bănos și eficace pentru viața pe care urmează. Și pe urmă, rabinul tot insistă și discuția devine tot mai aprinsă, spune și pe urmă vreau să mă căsătoresc, da, și pe urmă vreau să am copii, și pe urmă vreau să-mi cresc copii în adevăr și să mă ocup de educația lor, și pe urmă, și discuția se ascute, el spune și pe urmă vreau să se căsătorească copiii mei și așa, și pe urmă o să mă îngrijesc de nepoți și pe urmă o să îmbătrânesc ca toată lumea și cum. Și pe urmă ce o să faci? Păi o să întrezi bătrânețile într-un mod decent și așa, și pe urmă, și culminația este spun, și pe urmă o să mor ca toată lumea. Și rabinul îl întreabă, și pe urmă? Ca de fiecare dată, suspensia acestor interogații venite la capăt ne prilejuiesc reflecția adânci în legătură cu un pe urmă care urmează după lucruri despre care credem că n-ar mai exista un pe urmă. Legat de asta, aș vrea să spun că în Biblia ebraică există locuri cheie în care lucrurile devin semnificative dacă ne aplecăm de aproape asupra lor. Și atunci când Dumnezeu îl cheamă pe Avram din Caldeea, din Ur, să-și lase familia și să vină într-un anumit loc unde se va întâlni cu el, verbul care se folosește este reluat de două ori, adică lech leha, care înseamnă vino, vino. Și întrebarea este, de ce Dumnezeu nu spune vino? De ce spune de două ori? Și explicația rabinică este că drumul trebuie parcurs în două medii diferite. Unul care este drumul
normal, fizic, pe din afară, trebuia făcut cu pasul din Ur până în locul de întâlnire, și al doilea, care este celălalt verb, vino, care înseamnă vino prin tine însuți. Acolo unde cele două drumuri se întâlnesc, acolo este de fapt întâlnirea cu adevărul. Într-un fel, asta rezolvă problema la care spunem fizică și metafizică. Adică, pe de o parte, drumul pe care trebuie să-l facem fizic prin viața asta și, în al doilea rând, drumul pe care trebuie să-l facem în interiorul nostru pentru a avea certitudinea că cele două drumuri se dau, adică ne dau întâlnirea cu adevărul. Eu zic să-l mai chemăm pe domn profesor, și dacă e fără cameră. 400 de franci am dat pe cartea asta. E destul de scumpă, francele lui țin. E scump, rău. E cam ca lira, sau mai bine? E mai slabă decât lira. E cam ca euro. 400 de euro. Da. Dar atât m-au fermecat că... După am dat-o la copii și adormeau cu ea. Urmeu costă. Serios? Da. E fain, cântă păsările și cum. Și te tot întrebi, adică cum, de ce cântă așa cum? N-au un centru de, la folclor este, centru de protejare a cântecului popular. Și se alege praful de el, nu? Așa îl protejează de îl prăpădesc. Și pe asta nu le protejează nimeni. Și Cucu așa cântă de când îi el și până o să moară Cucu și nu-i protejează nimeni cântarea acum, nu? Auzi. Ceva incredibil. Astea primele sunt chiar de la cântătoare. Vezi? Astea care sunt cu culoarea asta. Da. Astea sunt toate cântătoare. Și ascult și te întreb de ce și cu și toate din aceeași cântă la fel. Uite, asta e mierla neagră, cred că. Auzi. Și după aia treci la alea răpitoare, care te trec fiori când le auzi, uite, vrabie, cred. Unele simple, care tot repetă, și altele care au sintaxă, adică are un A, un B și un A. Deci, uite, ăsta e ce-i, cocoș de munte. Auzi. Știi că zice că atunci îl împușcă când cântă. El cântă ca să, pentru un perechere și din asta îi se trage. Moarte. Săracu, da. La însurătare. Da. Uite astea de apă. Auzi. Cu totul altfel. Am murit de vreme, da? Nu da. S-o tot. Nu-s frumoase. Auzi. Și astea-s chiar înregistrări, deci nu auzi? Auzi. Ciocănitoare. Auzi. Teribil. Messiaen s-a ocupat serios cu asta. Am văzut transcrieri. Boah. De nesolfegiat. Mai ușor decât numai dacă la vioară să alunece mai bine. Mi s-a părut, când am văzut-o, mi s-a părut fascinantă. Și sunt trei cu baterie? E cu un acumulator. Deci o și puteți încărca. Da. Uite, 346 de păsări. Și la sfârșit este o sistematizare cu ouă. Uite. Și zice carea cuiei. Carea cuiei, da. Uite. Și uite. Wow. Și la fiecare este hartă unde trăiesc, unde migrează, ce mănâncă, ce... cât trăiesc și cum... La Messiaen i-ar fi plăcut asta. La Messiaen.
I-ar fi plăcut. I-ar fi plăcut. Auzi. Uimitor. Uite. Bunita. Te punea. Ia, mi s-a da, te-a apucat, da. Am citit asta, mi s-a părut interesant că chinezii fac câte o campanie împotriva păsărilor, că sunt zone pe acolo, pe la Canton și pe la, așa, cu 30 de milioane de oameni care trăiesc într-o bandă din aia, de pe malul oceanului. Și se face campanie, spune, împotriva ciorilor. La ora 4, după masa, toată lumea trebuie să iese afară cu capace de oale, cu ăsta, așa, să facă gălăgie. Și atât de mare suprafața, că astea zboară și cad jos moarte de epuizare. Și asta e campanie împotriva ciorilor. Dai seama. Și acum mi-am adus aminte o glumă că un scoțian primește cadou de ziua lui un cameleon care schimbă culoarea după, știi? Și ca să nu-i fie frig, îl împachetează peste noapte în chiltul ăla lui, care e cu carouri, e cosez, așa, știi cum? Și dimineața găsește cameleonul mort de epuizare. Că încercat. Săracul cameleon. Când verde, când albastru, când roșu. Mort de epuizare. Da. Și tot așa în aceeași notă că un australian primește de ziua lui un bumerang nou și nu-l poate folosi că nu poate scăpa de la vechi. Cum e viața fără telefon, domn profesor? Provocatoare. Întrebarea provocatoare. Cum se spune, lucrurile sunt la pachet, adică sunt câștiguri și sunt pierderi. Pe de o parte, problema asta că te poți afla într-o strâmtorare și nu poți striga după ajutor apelând la un echipament de felul ăsta. Pe de altă parte, liniștitoare, pentru că nici telefonul clasic, ăla cu fir și legat în apartament, nu mi-a fost un aparat pe care să-l iubesc. Niciodată n-am primit un telefon, de exemplu, în care cineva să-mi spună ce faceți, domn profesor, mulțumesc, uite, citesc o carte. Foarte bine, stați și citiți în continuare. Așa un telefon n-am primit niciodată. De fiecare dată, păi ce faci? Păi nu vii? Păi nu ai zis că așa. De fiecare dată telefoanele erau neliniștitoare și în străfundul, așa, în interioritatea mea, sunetul unui telefon îmi trezește o oarecare neliniște. Din punctul ăsta de vedere, beneficiul de a nu avea este imens pentru mine. Și atunci, punând în balanță și cântărind beneficiile și pierderile, am ajuns la concluzia că fără telefon câștig mai mult decât pierd. Ce asta înseamnă că ni mai aproape departele decât aproapele. Într-un fel, reducerea asta a distanțelor și că poți să te plimbi pe o alee din Florești și să stai de vorbă cu cineva din insula Tasmania, ăsta parcă e neliniștitor, parcă câștigul e prea mare și dintr-o dată, prea trecem, să zicem, din fân în saltea relaxa. Saltul e prea mare de la tipul de comunicare față către față la comunicarea facilitată acum de comunicarea prin satelit. Ce să zic? Una peste alta e o alegere proprie, ca și vaccinarea. Ce tare! O ultimă poveste, de fapt, mai,
mai acută în problematica pe care o pune, în prefața la autobiografia care se numește Hronicul și Cântecul Vârstelor, scrisă către sfârșitul vieții, poetul Lucian Blaga relatează o istorie a copilăriei lui care a fost învăluită de un mister de tăcere până la vârsta de 5 ani. Se spune că era mut ca o lebădă, adică n-a pronunțat cuvinte. Și părinții chiar se îngrijorau din cauza asta. Într-o seară însă, brusc, îi se destăine unui vecin de uliță și îi spune: am un secret pe care vreau să ți-l spun numai ție. Și copilul se miră că aude dintr-o dată pe Blaga vorbind și spune: da, spune-mi secretul. Ei, secretul este că cerul este al meu. Până acum n-am spus la nimeni asta. Și copilul, vecinul, spune: îmi pare rău, cerul este al meu. Adică de ce e al tău? Spune: pentru că atunci când mă mișc în stânga și în dreapta și mă uit sus în cer, stelele vin după mine. Și Blaga spune: și după mine vin. Atunci, asta era o aporie, adică o problemă de nerezolvat, care se rezolvă într-un chip copilăresc, în lumea aceasta mirifică, să spun, a satului lui Blaga Lancrăm. Și ei propun să se întâlnească a doua zi, a doua seară, după ce toată lumea se culcă pe uliță, se pun spate în spate și la un semn, unul pleacă spre stânga, altul spre dreapta și dacă fiecare are dreptate, atunci or să se audă niște scârțâituri apocaliptice și cerul se va despica și spune: o să vedem lumina din cer și îngerii pe acolo cum zboară. Și spune cu o frică pe care numai niște copii care trăiesc în această lume a imaginarului o pot avea, s-au lipit spate în spate, 1, 2, 3, și au pornit unul într-o parte, unul în alta, cu temeri apocaliptice. Și spune Blaga: nu s-a întâmplat nimic, din cer nu s-a auzit nicio pârâitură și cerul a rămas la fel. Și întrebarea noastră în legătură cu posesia cerului nerezolvată. În clipa aia, spune Blaga, copilul din mine a murit. Adică mutarea aceasta dintr-o lume a copilăriei, care are vocația raiului și vocația cerului, s-a stins și s-a intrat într-o epocă pe care el mai târziu o numește cânzarea este retezată de nevoile vieții. Adică de acolo încolo încep problemele cotidianului, ale fizicului, adică jumătate din verbul leh, lehah, de care am vorbit, adică traseul de pe pământ. Sigur că în cazul lui, al lui Blaga și de fapt a fiecăruia dintre noi, drumul este dublat de un traseu interior pe măsură.